În primul rând, vrem să contribuim la noua lege a educației, atât în ceea ce privește preuniversitar, cât și în legea privind învățământul universitar. Și aici avem interesul de a păstra ceea ce a fost bun și a corecta ceea ce trebuie corectat. Noi am propus și propunem o lege prin care stabilim că în următorii 4 ani, nu într-un an, nu de la o lună la alta, salariul minim de la 1250 de lei crește la 2000 de lei. Etapizat, dar să știe fiecare om, indiferent că lucrează în instituțiile statului și e plătit de la buget sau în zona privată, că în 4 ani de zile care sunt etapele prin care se va ajunge de la 1250 la 2000 de lei. Pentru zona din mediul rural și pentru agricultori. Noi am propus un startup, un program de startup prin care cei care investesc în agricultură să primească o infuzie din partea bugetului pe o perioadă de 5 ani până la 8 ani de 50.000 de euro pentru a începe o afacere. După care ei plătesc înapoi acești bani fără dobândă. Noi am putea prin agricultură și prin industria de prelucrare în agricultură să intrăm pe piața autohtonă și pe piața europeană cu produse competitive. Deci nu e tot una dacă vinzi cartoful sau mergi mai departe și prelucrezi materia primă sau dacă vinzi carnea sau dacă vinzi carnea prelucrată în diferite produse și așa mai departe în toate zonele, sectoarele agricole. Deci eu cred că trebuie să investim și trebuie să încurajăm tinerii care vor să muncească în acest domeniu. Și sunt și alte proiecte, multe alte proiecte despre care putem discuta, dar utilitățile. Deci noi am reușit să reducem prin inițiativa Uniunii TVA-ul la apa care intră la noastră în locuință, TVA-ul e 9%. Apa care iese are TVA 20%. Nu știu ce faceți în casă, dar mai adăugați vreo 11% la TVA. Noi considerăm că nu e bine. Deci dacă intră apa cu 9% TVA, trebuie să iasă cu 9%. Am încercat, când am reușit să reducem la 9%, la apa care intră în casă, dar nu am reușit că nu am avut parteneri pentru celelalte utilități. Vrem să reducem la 9% toate utilitățile și acest lucru este bun pentru fiecare om, pentru fiecare cetățean și eu cred că este și corect, nu numai bun. Deci avem multe proiecte concrete. Trebuie să avem și capacitatea și trebuie să avem și parteneri pentru a vota astfel de proiecte în Parlament, fiindcă noi, sigur, din acest punct de vedere, poate suntem singura formațiune politică care de fiecare dată trebuie să depune un efort uriaș, că la 6%, 6,5, 7, 5,5, nu contează, dar oricum undeva în zona asta, mai trebuie să aducem 45%, 43% voturi ca să fie un proiect aprobat în Parlament.